cabinetul domnului doctor Cezar Ursu, medic stomatolog, care ne-a obișnuit cu sfaturi excepționale, nu trebuie să știm să ne îngrijim dantura. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Bună seara, stimați telespectatori! Despre ce vorbim noi? Adică despre ce ne vorbiți în această seară? În această seară să vă vorbesc despre cum afectează stresul sănătatea orală. Afectează? Afectează! Așa cum afectează și starea generală, afectează și starea orală. Știm foarte bine cu toții că stresul ne afectează pe toți, mai mult sau mai puțin, și poate provoca anumite stări, cum ar fi durerile de cap cronice, dureri de stomac, scăderea imunității, insomnii, oboseală, probleme cu greutatea. La fel de ușor, perioadele prelungite de stres pot provoca efecte negative și asupra sănătății orale. Și aici putem vorbi despre o igienă dentară precară, adică atunci când persoanele sunt stresate, neglijează rutina zilnică de igienizare a cavității orale. Și astfel periajul este făcut mai rar, ața dentară și apa de gură nu se mai folosesc, apare gingivita, bolile parodontale se agravează, tot datorită stresului mai întâlnim și creșterea riscului de apariția cariei, datorită schimbării regimului alimentar și adoptarea unor obiceiuri alimentare nesănătoase, adică consumul exagerat de dulciuri. Se poate face asta pe fond de stres, consumul excesiv de dulciuri, da? Gustările la orele nepotrivite. Tot datorită stresului mai apar și anumite obiceiuri vicioase, cum ar fi strângerea creionilor sau pixurilor între dinți, roderea unghiilor, acestea duc la abraziuni ale dinților, fisuri în smalț, fracturi coronare. Bruxismul mai este de asemenea întâlnit în perioadele de stres, adică scrâșnirea dinților în mod involuntar pe timpul nopții sau pe timpul zilei, duce la tulburări în articulația temporomandibulară, dureri de cap, abraziuni ale dinților, sensibilități ale dinților și chiar retracții gingivale. Apropo de bruxism, ați spus, da? Asta, cred că toată lumea trece prin așa ceva periodic, nu? Și fără să ai un mare stres, din ce cauza ar mai putea să apară fenomenul ăsta? Că e un fenomen până la urmă. E un fenomen, mai poate apărea și datorită unor probleme de natură stomatologică, bruxismul, dar în principal apare pe fond de stres. Pe fond de stres. Ori ziua, ori noaptea, în timpul somnului. Noaptea, în somn, în vis. Sigur. Simți că rămâi fără dinți. Și dimineața se trezește pacientul cu dureri mari în articulația temporomandibulară, dureri de cap, dureri în mandibulă și nu știm de ce. Și nu știm de ce. Dar ce se poate face ca să preîntâmpinăm toate lucrurile astea totuși? La bruxism, tratamentul ar fi și pe baza unei medicații și pe baza unei gutiere, să zic așa. Unei? Gutiere. Gutiere. Este un dispozitiv care se realizează în laboratorul de tehnică dentară. Amprentarea se face în cabinet stomatologic și se poartă pe parcursul nopții pentru a evita deteriorarea dinților. Au fost cazuri când efectiv s-au rupt oamenii dinții din cauza... Nu că s-au rupt, abraziunea a fost așa de mare încât s-a ajuns la pulpite, la necroze, dureri, la stimul. Tot datorită stresului se mai întâlnește apariția aftelor. Asta pe fondul scăderii imunității. Aftele sunt leziuni pe mucoasă, leziuni de culoare albă, cu margini roșii, dureroase. Medicul stomatolog poate prescrie o soluție pentru tratarea lor și acestea dispar în 7, 10 sau chiar 14 zile. Și aftele astea sunt în gură sau... Pe mucoasa obrazului, pe gingie. Da. Și la fel de bine apar și leziunile herpetice în perioadele de stres.
Adică da, mici vezicule pline cu lichid, lichid care este foarte contagios, apar în jurul gurii, sub nas, pe bărbie, tot în perioade de stres emoțional. Neplăcută chestie. Neplăcut. Trece, în general, trece de la sine, dar există și un tratament. Există un tratament? Există. Ce tratament? Să nu dați numele de medicamente. Deci nu puteți niște să medicamente niște care medicamente. Se administrează. Deci toate astea sunt în legătură. Și dar foarte important de reținut este faptul că și datorită stresului poate apărea boala parodontală, adică parodontoza. Se scade din care are urmări foarte grave. De la o simplă sângerare gingivală sau retracție gingivală și până la mobilitatea dinților și chiar pierderea dinților de pe arcade. Deci mare atenție cu tratamentul. Mare atenție. Știm foarte bine că stresul nu-l putem elimina în totalitate din viața noastră de zi cu zi, dar este foarte important să avem o dietă echilibrată, controle stomatologice periodice și o bună igienă orală, pentru a evita măcar problemele de natură dentară ce pot apărea. Dar vreau să mă mai întreb, cred că și oricât de stresat ai fi, dacă din copilărie ți-ai creat deprinderi, de spălat pe dinți, de spălat pe mâini, de oricât de stresat ai fi, în mod automat te duci. Sigur că da. Eu cred că asta e chestiune de educație. În primul rând ține de educație. Și de felul de modul cum ne îngrijim singuri. Categoric. Cât de stresați am fi. Știți, apropo, mi-am adus aminte așa când vorbesc că, uite, numai din cauza stresului, tatăl meu a murit foarte în vârstă și era aproape nu mai puteai să te înțelegi cu el și spuneam soțului meu, uite-te la tata ce frumos mănâncă, cum mănâncă cu gura închisă, ce frumos ține furculița, zic, pentru că a fost deprinderi din copilărie. Așa este, cred eu, și cu oricât de decrepit ai fi, dacă deprinderile astea le ai, nu poți să te duci dimineața la baie să te speli fără să te speli pe dinți sau seara. Sau. Asta este. Domnule doctor, mai aveți ceva să ne comunicați? În legătură cu subiectul ăsta, cam atât. Cam atât. Vă doresc un an fericit, sărbători fericite, ne vedem după anul nou. Și sper că, mă rog, cu vești, nu cu vești, cu sfaturi tot așa de bune ca și anul acesta. Mulțumesc pentru urări, la fel urez și eu frâncenilor un Crăciun fericit. Și nu numai, că ne vede toată, tot globul pământesc. Crăciun fericit și un an nou mai bun, plin de realizări, bucurii și multă sănătate. Să ne ajute Dumnezeu la toți și vă mulțumim foarte mult. Cu mare plăcere. La revedere, stimați telespectatori. La revedere.